În continuare, aș dori să-l invit aici la prezidiu pe domnul prorector al Universității de Medicină și Farmacie, domnul Adrian Bucovic. Bună dimineața! Aș dori în primul rând să aduc salutul rectorului Universității de Medicină și Farmacie, Grigore Tepopa, gazda acestei întâlniri, profesorul Viorel Scripcariu. Și în al doilea rând, probabil să vă gândiți, în afară de această sală frumoasă, ce am putea noi să vă spunem ca medici. Și aș putea să dau trei răspunsuri simple. În primul rând, suntem evident gazda fizică a acestei manifestări și vă felicit cu această ocazie pentru inițiativă. Vă felicit pentru puntea pe care ați realizat-o. Tot spunem două țări, suntem un singur neam. În partea cealaltă, evident că trebuie să fim sănătoși pentru a putea face orice. Și al treilea răspuns simplu este că, de departe, în județul Iași, partea de sănătate și partea educațională reprezintă cel mai mare angajator. Acestea sunt niște răspunsuri facile și îmi permit acum și cei care mă cunosc din sala, am mulți prieteni, îl văd în stânga mea, pe excelentul conducător al ATL Nord-Est, domnul director al Sandei, știe viziunea. Aș vrea să vă gândiți puțin outside of the box și îmi iertați limba engleză. Pentru că în momentul de față, și aș merge pe două exemple, sănătatea și educația nu mai sunt simple, să spunem, lucruri care trebuie să fie acolo, ci sunt cei mai importanți factori economici ai unei națiuni. Viena, dacă ne uităm la Viena, în momentul de față are mai mult profit nu din turism, nu din industrie, și industria Vienei este incomparabilă cu industria acestei regiuni sau industria regiunii din stânga Prutului, ci, o veți rămâne surprinși, din sănătate. Turismul medical sau partea de sănătate, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, reprezintă, în momentul de față, principalul venit al regiunii Viena. A doua problemă pe care ar merita să reflectăm este cea a industriei farmaceutice și a biotehnologiei. Pentru că, în momentul de față, suntem într-un război și evident că industria de armament este în spatele acestui război, a multor altor conflicte și a aduce foarte multe, să spunem, finanțare, etc. Și nu intru în detaliu din acesta neclar și politic. Dar mai mult decât industria de apărare este industria de biotehnologie și industria verde și industria farmaceutică. Acolo avem de departe cel mai mare plus profit și cea mai mare valoare. Agricultura este frumoasă, dar agricultura înseamnă foarte multă energie și nu-l contrazic în niciun caz pe deputatul vicepremier și vă felicit pentru iubirea noastră de țară și, într-adevăr, agricultura în Moldova este cu totul remarcabilă. Dar poate această regiune care este săracă industrial, această regiune care se bazează pe tradiții, ar trebui să facă un salt în timp și să se gândească să devină un motor, pentru că motorul pe biotehnologie, foarte mult legată de agricultură, foarte mult legată de biologie, ar putea să devină șansa acestei zone. Și vă asigur, ca unul care mă ocup și sunt în cercetare, sunt proiector de cercetare și cu un pedigree decent în cercetare, așa cum bine știți, vă asigur că aceasta reprezintă viitorul și de departe valoarea din investiții care se poate regăsi pentru o țară și pentru un neam este cea mai importantă. Deci acesta este, poate, mesajul universității noastre. Este un forum cu totul remarcabil. Vă felicit. Dar să gândim în secolul 21, nu în termen neapărat de industrie, ci în termen de industrie medicală, în termen de cercetare și în termen de biotehnologie care pot să aducă de departe viitorul unui țări mult mai mult decât industria clasică din secolul 19 sau secolul 20. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!